Decizie cu cânteca ca primarului orașului Lugoj. Acesta a decis să interzică accesul comercianților din Oltenia în piețele din orașul pe care îl are în subordine. Numai puțin de 15 producători din Oltenia au rămas fără mesele unde vindeau de peste 25 de ani. Mai mulți producători de legume olteni îl le acuză de discriminare pe primarul din Lugoj al doilea oraș ca mărime din Timiș pentru că le interzice accesul în piața agroalimentară a orașului. Primarul susține că au prioritate producătorii locali față de cei care sunt din Oltenia. Primarul din Lugoj, Claudiu Buciu, a declarat că spațiile din piața agroalimentară au devenit insuficiente. În luna decembrie 2020 am fost chemați de administrația pieței din Lugoș să reînnoim contractele de închiriere pentru mesele din piața de legume și fructe, dar ulterior am fost anunțați că domnul primar nu mai dorește să reînnoim aceste contracte. În 15 martie am reușit să obținem o audiență la domnul primar, care ne-a spus că nu mai dorește să vină oltenii în această piață, a spus unul dintre agricultori.